Ce faceți, dragilor? Well, dacă data trecută ne-a jucat cu ceară, mi-a plăcut prea mult, așa că am zis că ar fi cazul să mai facem încă un aranjamentel dintre ăsta frumos. Am deja unul aici gata făcut, dar o să vă arăt și vouă cum se face, că e foarte simplu și foarte frumos. Trebuie să vă luați un bol, orice bol, orice farfurie, orice vă place vouă ca și formă. Luați niște folie dintre asta. Puneți, în principiu ar fi bine să puneți mai mult decât un strat, să puneți vreo 2-3 straturi de folie. Depinde și cât de fierbinte e ceara asta. O să vedeți că e foarte simplu să încălziți ceara. În principiu noi am folosit un vas de sticlă și am băgat-o la cuptor cu microunde, că n-avem aragaz aici, la atelier. Dar în mai puțin de 10 minute s-a topit. Da? Deci nu e mare filozofie, nu e mare stres. Așa, trebuie doar să aveți grijă că cumva mai cad picături, mai unalta. Și acum cea de-a treia folie și ultima. Treaba e foarte simplă. Așa, gata. Am terminat cu folia. O să turnăm ceara în acest bol, încet să nu ne ardem. Cel mai bine ar fi să folosim un prosop cu grijă. Așa, dacă vedeți că nu este suficient, nu e niciun fel de problemă, puteți să mai topiți niște ceară. Și asta putem să o luăm acum de aici. Și înclinați ușor, ușor bolul, astfel încât să vă asigurați că ajunge ceară pe marginea bolului pe care îl aveți. Așa? Și după ce trebuie să așteptăm ceva timp să înceapă să se întărească, și când ceara începe să se întărească, da, nu vă rămâne decât să luați niște brubete din astea de sticlă și să le băgați în ceară, țineți un pic să se întărească și o să vedeți că funcționează. Noi am făcut deja un suport dintre ăsta, după ce am pus toate brubetele în bol, n-am făcut nimic mai mult decât să mai adăugăm niște sârme. Așa, luăm niște sârme dintre astea mai groase, da? Le ținem un pic aici în flacără să se încingă, foarte simplu. Și după ce s-au încălzit puțin, nu ne rămâne decât să le înfigem aici în ceară. Gata filozofia! Și iată suportul nostru, care arată foarte, foarte bine. O să punem puțină apă în aceste probete. O să facem un aranjament foarte simplu, dar o să vedeți că este foarte, foarte, foarte frumos. Și mai facem ceva, mai punem și un pic de apă în bolul ăsta. Avem noroc că ceara asta ține apa. Deci nu trebuie să ne facem probleme, pentru că, ce credeți, o să folosim aceste sârme exact ca să țină florile. O să vedeți că o să folosim niște flori foarte simple, dar foarte, foarte, foarte frumoase. Mulțumesc Hemskirk Flowers pentru superbitățile astea. Știți bine deja că ador mărarul. Recunosc că nu-mi place în mâncare deloc, dar ca și floare mi se pare absolut senzațională. Tăiem acest mărar, trebuie să încercăm să facem un pic o tăietură mai dreaptă și o să-l împlântăm pe aceste sârme. Ta-da! Mergem pe fiecare sârmă în parte. Deja aranjamentul meu începe să arate mai bine. Ați văzut, fără stres, fără asta, chiar că e pe foarte ușor, foarte. Nu poate să, dacă mai zice cineva că am făcut vreun lucru greu sau vreun lucru complicat, cred că chiar înnebunesc. Bun, și după ce am completat aici cu mărar și am pus câte un fir de mărar pe toate sârmele, ia uite cum am creat deja și arată aranjamentul meu foarte frumos. Așa, firele astea două nu ne mai trebuie. Și o să venim în completare cu câteva floricele foarte, foarte drăguțe de delfinium. Astea le punem în eprubete pe care le-am umplut cu apă. Cred că mai simplu de atât nu se poate. Acum nu mai poate să mai zică nimeni nimic. Ia uite ce frumos. Și ce credeți? Ăsta e aranjamentul nostru. Atât de simplu a fost. Uite, mai am și câteva fire de iasomie. Ia să vedem. Să le punem și peste. A, uite, mai am o eprubetă liberă aici. Mai pot să mai pun un delfinium. Oh, ce drăguț. Punem câteva fire de iasomie. Și iată cum, cu un suport superbisim făcut din ceară, am realizat un aranjament superbisim cu foarte puține flori, fără prea mult stres.
Și ce e cel mai important la genul ăsta de aranjament este că puteți să vă jucați oricât vreți voi, puteți să faceți orice formă, puteți să faceți orice fel de design, atâta vreme cât aveți o imaginație și vă puneți la contribuție. Well, cam asta a fost pe ziua de astăzi. V-am zis că o să fie foarte simplu și foarte ușor. Mie nu-mi plac lucrurile complicate, cred că v-ați convins deja de asta, dar îmi place la nebunie tot ceea ce ține de lucru manual și cred că se vede. Well, mulțumesc, Hemscare, pentru florile astea minunate. Și ce să vă zic, până data viitoare vă pup și să ne revedem cu bine. Pa, pa!